De ziua păcălelilor, jucătorii alvioleți au aflat de la redactorii Argeș TV că începând cu următoarea etapă vor fi însoțiți în cantonament de neveste sau prietene. Victimele farsei au fost Daniel Bălașa și Valentin Stan. Dacă așa au hotărât dânsii, înseamnă că este bine, nu? Noi facem ceea ce ni se spune. Să încercăm și tipul ăsta de cantonament. Este mai bine? Nu știu, pentru că n-am fost niciodată. Președintele FC Argeș, Cristian Mincă, a aflat că antrenorul Barcelonei, Josep Guardiola, îl vrea cu orice preț pe mijlocașul Cristi Tănase. Probabil orice mare antrenor își dorește un astfel de jucător în propria echipă. Nu mă îndoiesc că nu și dorește spre Cristian Tănase. L-ați dat? În niciun caz, am avut oferte foarte importante pentru el și pentru alți jucători din echipa noastră și le-am refuzat. Nici suporterii nu au scăpat nepăcăliți. Conducerea galeriei FC Argeș explodând la aflarea veștii că următoarele două meciuri de pe teren propriu se vor juca fără spectatori, din cauza că ultrașii au creat probleme la jocul cu Steaua. Sunt destul de nervos, că să zic așa, mi se pare o aberație totală. De moment ce în toată țara, pe toate stadioanele s-au dat, nu s-a întâmplat nimic. La noi, la meciul cu Steaua, am dat tot organizat, s-a știut, nu a fost niciun incident. Și s-au găsit să ne suspende pe noi. Nu știu acum care e legătura cu Dragomir, ce or fi avut cu noi, dar nu mi se pare deloc normal. Iuliu Berca, coordonatorul secției de natație a CSM Pitești, a aflat că primarul Tudor Pendiuc va popula bazinul olimpic cu pești. În bazinele pentru purificarea apei potabile, de exemplu, se, din câte știu și eu, se introduc caras și am impresia că și crab. Acest pește, secret, o substanță care purifică apa. Nu cred că e cazul bazinului de nord. Unii au gustat farsa din plin. Era o farsă din 1 aprilie. Da, am mâncat-o. Cum ți s-a părut farsa? Băi... Ar fi frumos, da, să văd niște pești în apă, că pe marginea bazinului cred că mi-aș lua o undiță și aș fi mult mai relaxat la întrebare. Iar alții au rămas fără cuvinte.